doamnelor, domnilor, vă provoacă să dăruiți Românie gazda dumneavoastră Carmen Târnoveanu. Cele mai frumoase momente de fiecare dată le trăim împreună, iar bucuria e cu atât mai mare cu cât, iată, reușim din ceea ce adunăm să dăm mai departe, să oferim celorlalți, da, să acceptăm provocarea de a dărui. Doamnelor, domnilor, dragii mei, pentru întâlnirea noastră de astăzi, încep cu o declarație de dragoste și de prețuire pentru invitații mei. Anca Sigartău, și da, se aud și aplauzele, vă mulțumesc foarte mult că suntem împreună. Adrian Naidin, Lucian Petrean și Dan Mircea Cipariu împreună cu noi într-o formulă magică a creației, a artelor spectacolului. Vă mulțumesc cu bucurie. Și eu mulțumesc pentru invitație și mă bucur foarte tare de câte ori vin în TVR. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Luăm loc și ne și găsim loc, nu? În scenariul emisiunii Dăruiește Românie. Oameni buni și frumoși, ce mai faceți? Ce ați mai pus la cale extraordinar pentru cei care nu urmăresc, pentru oameni, pentru public? Anca, știu că de curând ai trăit o emoție specială la o lansare de carte, reușind să dai glas unor poezii extraordinare, cum de altfel reușești să transformi în bucurie și în emoție, nu orice e nevoie să interpretezi și să traduci cumva publicului. M-ai întrebat ce am mai făcut extraordinar. Viața mea, în general, extraordinar am făcut copii n-am mai făcut, dar cred că orice întâlnire, nu numai cu publicul, ci în special cu creatori deosebiți, aduc un lucru frumos, un lucru extraordinar. De ce am mai făcut? Asta am mai făcut. M-am întâlnit cu publicul, m-am întâlnit cu Paul Cismigiu la această lansare de carte, un poet sensibil și profund. I-am spus și la lansare, Paul, am senzația că undeva poeziile erau scrise înăuntru meu și n-ai făcut decât să pui așa, să arunci o mânuță magică și să le scrii, să le iei de acolo și să le scrii tu, să le așterni pe hârtie. De aceea e frumos. De fapt, asta e poezia. O avem fiecare înăuntru nostru. Nu e ceva pe care... Nu sunt cuvinte de învățat. Și în general, emoția și trăirea și actul artistic, indiferent cât de clar se așează într-un scenariu, ceva se întâmplă dincolo de el atunci când este înfăptuit, care trece de orice regie. Întotdeauna. Altfel, am dat un copy-paste. Altfel, am fi murit de mult, cred. Tocmai asta este. E... momentul acela, e îngerul. Da, e Doamne, Doamne. Lucian, mă bucur tare mult. Pentru prima dată la Dăruiește România, la fel ca și Anca Sigartău. Da, vă mulțumesc respectuos pentru invitație, sunt onorat. Ce am mai făcut? În toamnă am zburat în Germania de foarte multe ori, la Karlsruhe, unde am cântat Nabucco, eu fiind Nabucco, într-o producție excepțională la opera din Karlsruhe. Apoi am cântat în Italia, la Lecce, rolul lui Giorgio Germont din opera La Traviata. Am cântat la Opera Națională din București la începutul acestui an în Aida. Dacă Dumnezeu ajută, ne vom duce și spre Tel Aviv cu Rigoletto. Adică mult studiu, multă muncă, dăruire pentru public, pentru toți cei dragi care vin și iubesc opera. Sub o formă sau alta, opera națională română din București, din Iași, din Cluj, reușește cumva să se intersecteze cu Dăruiește România, iată, prin artiștii pe care îi aduce spre noi. Adrian, mă bucur foarte mult să ne revedem. Bine v-am regăsit! Mulțumesc că din nou, iată, găsim un prilej pentru a fi împreună într-o formulă inedită și pentru noi și pentru dumneavoastră. O să vedeți eu mai târziu, Dan Mircea Cipariu, la fel. Mulțumesc pentru revenire. Eu sunt om Seipen și pentru că aici s-a spus despre Lecce, aș face o parafrază eminesciană. Ce e voal ca valul trece, Milan a bătut pe Lecce, Milii râde, Jean boxează, Naidin aici improvizează. Împreună cu Dan, la un moment dat. Tu ai un microfon, ți-au pus la vanieră? Am, sigur că perfect. Da. Perfect, de-aia nu te vedeam că... și mă gândeam că vorbești la Arcuș. Vorbesc la centru Arcuș. Da. Și o să vezi ce o să fie.
când o să fie pe scenă. Mă bucur foarte mult că este și Anca aici, care este o actriță absolut minunată și sunt convins că ne va citi ceva, că eu sunt chiar curios ce ne va citi, dar când ne va citi și dacă ne va citi, când ne va citi. Adrian, trebuia să spui tu ceva, s-a spus Carmen, bună Adrian, ce mai faci, ce ai mai făcut, chestiile astea, că vezi că mi-am luat jumătate de normă de comoderator. Și eu să vină și eu pe la voi mai des să vă cânt. Asta este atmosfera Dăruiește Românie, în care e loc și pentru operă și pentru operetă și pentru musical și pentru muzică în general și pentru teatru și pentru poezie, Anca Sigartău. Da, am să citesc. Mă gândeam la un moment dat să vin așa cu carte în mână să par mai intelectuală, dar eu totuși dacă tot... Așa am făcut de la început, așa, și mi-au spus și domnul de la intrare de aici, polițiștii mi-au zis, pe dumneavoastră nu aveți bilet. Noroc că Adriana Edina a zis stau aici, a fost solidar cu mine și a zis stau aici. Până la urmă am trecut cu metavers, pentru că există metavers, supravers și pervers, adică deasupra versului. Toți ați venit cu câte ceva, cu carte, cu instrument. Eu am venit cu vocea, care nu e la vedere, dar e la mine. Este cel mai greu instrument, să știți. Vocea umană este cel mai greu instrument. Nu se vede. Și când studiezi la el și cu el, este cel mai greu. Așa că ai venit cu cel mai frumos. Așa este. Și să știi că acum vorbesc dintr-o perspectivă doctorală, în sensul că sunt și doctor în filologie. Noi ce facem zi de zi și chiar noaptea și când scriem, noi vorbim de fapt cu noi înșine. Nu, ideea vine vorbind, cum ar fi spus Henri Wald. Tot timpul vorbim cu noi înșine, e o vorbire interioară, un son interior și noi, eu de fapt, noi când ascultăm un text interpretat, sigur că știm, să zicem sau nu, textele respective, ce urmărim. De fapt, urmărim vocea interioară, lumea interioară a celui care interpretează. Pentru că noi când citim o carte, ce citim? Lumea posibilă din mintea unui creator, a unui artist, a unui actor, a unui regizor, a unui scriitor. Anca, dar pe lângă asta, pe lângă ce a spus Dan, vreau să adaug puțin că în afară de faptul că întâlnirea cu sine este una dintre cele mai frumoase întâlniri ale omului, dar nu cea mai frumoasă, zic eu, e întâlnirea cu celălalt cea mai frumoasă, e o chestie de anvergură aici, dar în afară de întâlnirea cu sine aș mai adăuga ceva, cititorul când citește o poezie sau când ascultă o melodie, bine ar fi să se regăsească pe el în muzica mea, nu doar pe autorul poeziei, adică îl regăsește pe autor, cum spui, dar în același timp ar fi bine să se regăsească și pe el, mai ales. Și asta ar fi, Adrian, dacă îmi permiți, este o modificare a celebrului password, a celebrei convenții dreptate și frăție, în dreptate și beție. Dreptate adică și... noi asta. Dar ce beție? Pentru că este o beție singura... interioară, pentru că întotdeauna când intri în lumea unui artist, de fapt este ce? Un accident metafizic al gândirii și al limbajului. E o beție în sensul cum îl gândeau grecii și romanii, noi vorbim totuși de lucruri mai subtile, mai înalte, anume că intrăm în, cum am spus, în lumea interioară și în sunetul interior al unui om. În lumea asta frumoasă a noastră, în lumea asta pe care o numim România la noi acasă, nu sub o formă sau alta, ce găsim? Ce găsește Anca Sigartău? Pentru mine, nu mă gândesc niciodată, îmi pare rău să spun, nu vreau să pară că sunt, nu am patriotism, dar nu pot să-mi gândesc lumea mărginită la niște granițe. Lumea mea cred că este dincolo de granițe, de România, de... Aș vrea să cred că mă raportez nu la vocea mea interioară, ci la drumul acela divin din fiecare dintre noi. Cred că acolo este frumusețea și atunci lumea nu mai are nici constrângeri, da. Nu. Și cred că este obligatoriu pentru un artist să aibă această formă de încercare, de libertate, nu de libertate, deja vorbim. Dar, da, asta este lumea mea. Asta încerc să fac de fiecare dată. Sigur că vorbește un actor care este extrem de mărginit, pentru că sigur este primul lucru, limba. Dar de fiecare dată
Da, lucrurile pe care noi le comunicăm sunt dincolo de cuvânt. Are Paul Cicmigi o poezie foarte frumoasă, dincolo de cuvinte, dar cred că asta e frumos. Și da, să, cum zicea și Adrian, important este celălalt pentru noi. Altfel am rămâne în baie și ne-am admirat ce frumos cântăm sau spunem poezii. Nu, această legătură profundă care este dincolo de cuvinte. Și totuși, mergem spre cuvinte pentru a ne întâlni cu poezia și pentru a desluși alte înțelesuri, pentru a citi pe diverse straturi de lectură și pentru a înțelege ceea ce sufletul nostru poate caută. Mi-a fost foarte greu să aleg o poezie, dar totuși fiind singura actriță de aici, o să încep cu o replică care definește până la urmă meseria noastră. A fi sau a nu fi? E veșnica întrebare. Am atins cu mâna cerul și nu toare. Palmele flămânde s-au făcut țărână, sătitau holde de iubiri fără vreo frână. Privirea zburdă fără ca eu să știu, prin codri verzi mă îndreamnă să reviu. Departe, clopote îmi sună împărtășanie și cuibul umplu cu iz de mir și de mătanie. Și merg prin viață un călător ce tot învață, de sus căutând mereu fărâmă de povață, pe buze stând cu aceeași veșnică întrebare. A fi sau a nu fi trecut prin viață? Cum trece prin viață un actor, cumva adăugând la propriul destin și destinele personajelor? Trece chinuit. Un artist cred că trece cu mult chin prin viață. Este greu să treci prin viața asta, să încerci să încapi între atâtea norme absurde, între lucruri pe care nu le înțelegi, pe care le cauți. Dar slavă Domnului, pentru că mă gândesc că niciun sfânt nu s-a mântuit decât prin chin. Și probabil că asta este modalitatea noastră de a ne mântui, noi ca artiști. Probabil că Dumnezeu ne-a zâmbit și ne-a făcut actori sau artiști. Habar n-am. Nu știu, așa văd eu lucrurile. Dar e un chin care se închide așa. La final, când ești la aplauze, nu ai da acest chin pentru... nici dacă ți s-ar da împărăția chinei. Deci nu, este chinul tău personal. E, cum spun preoți, du-ți crucea. Asta cred că e o cruce. Și asta e frumos. O trăire magică, întâlnirea cu publicul, pentru care niciun preț nu e prea mare. În cele din urmă, când încep ropotele de aplauze. Nu știu, o să vedem. Depinde de raportare, cred. Mm-hmm. Depinde. Dacă ești acolo pentru tine și nu pentru celălalt, atunci, după părerea mea, ai cam ratat direcția. Mm-hmm. Ne mai îngăduiți doar câteva minute? Sigur. Întâlnirea cu publicul pentru fiecare dintre artiștii care sunt lângă noi astăzi în scenariul acesta Dăruiește Românie, după care mergem din nou spre poezie și vă mulțumim că ne-ați îngăduit într-un program încărcat cu spectacole pentru întâlnirile cu dumneavoastră, doamnelor, domnilor, pentru întâlnirile cu publicul. Vă rog! Lumea asta, pentru că tot auzeam la un moment dat
o mică repetiție mai devreme, aducându-mi aminte de un refren celebru din Țara Lăpușului: lumea asta nu-i a me, cealaltă nici așe. Dar, apătând în imanent, faci două fente, pui detergent. Ce vreau să relev? Că mi-a plăcut ce spunea Adrian, nevoia de celălalt. De ce este important? Pentru că noi întotdeauna, ca să putem să avem o receptare a noastră plenară, avem nevoie de celălalt. De ce? Pentru că celălalt este un indicator extraordinar despre propriile tale limite, de gândire, de limbaj, de ce vrei tu. Fără celălalt, sigur, poți să exiști, dar mi-a spus un prieten de-al meu care este un mare psihiatru că nu există, ca să zic așa, paranoici absoluți. Chiar și ei se raportează la celălalt. Adică umanitatea este așa de bine construită încât are nevoie de celălalt. Și mi-a plăcut ceea ce ai spus, Adrian. Raportarea la public. Celălalt, clar, este publicul, sunteți dumneavoastră. E un celălalt care înglobează atâția ochi, atâtea palme, nu? Care până la urmă configurează sunetul acesta frumos. Dar, Carmen, unic, am special, să spun următorul aplauzele. Lucru. Pentru un artist care are conștiința valorii de sine, publicul este, ca să zic așa, un rezonor, dar el, dacă are conștiința valorii de sine și este stăpân pe mijloacele sale estetice, are, ca să zic așa, dobândite toate formalitățile meseriei sale, important este să înțeleagă el foarte bine propriul său act artistic, să înțeleagă propria sa devenire și propria sa construcție. Mie pentru că greu. E, să spun următorul lucru, între a mă aplauda un stadion care poate nu înțelege sau înțelege ceea ce spun eu și mă aplauda eu, pe mine însumi, sigur, eu devin primul meu cititor, primul meu spectator, primul meu auditor. E important însă să avem această conștiință a valorii de sine, pentru că altminteri devenim demagogi. Da, mi-e greu să cred că lucrurile sunt atât de clare pentru un artist, pentru un actor. Anca Sigartău. Da, eu nu m-am gândit la lucrurile astea. Eram pe care convinsă. Le-ați spus. Dar știu că de multe ori mi se întâmplă, și ăsta este adevărul, ies din scenă, sigur că avem construcții pe care le urmăm întotdeauna. Un spectacol este o construcție, un rol este o construcție. Dar ce se întâmplă atunci pe scenă, nimeni nu cred că poate să explice. Sunt momente în care ies din scenă și spun aceleași replici, spun aceeași construcție a rolului și cu toate astea sunt niște nuanțe la care nu m-aș fi gândit și ies și sunt așa. De unde au ieșit astea? Ce s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat așa ceva? Și niciodată nu poți să pui degetul să spui ce e ăla instinct actoricesc, habar n-am. Nu te poate, nu ți-l poate da nimeni. Există un instinct. Asta este, eu îi spun că e îngerul. Continui să vorbesc cu îngerul și să spun, atâta pot să spun. Din nu știu de unde au ieșit aceste nuanțe extraordinar. Doamne, mulțumesc! În momentul în care pregătesc un rol, întotdeauna mă gândesc în primul și în primul rând la lucrarea scrisă. Și am consider că trebuie să am un respect extraordinar față de autor, față de compozitor. Să am un respect pentru orchestră, pentru colegii mei, dar pentru mine publicul rămâne regele. Eu așa îl consider. Și ce este, să spunem așa, mai puțin plăcut, că nu totdeauna publicul decide când să cânți sau unde să cânți. Dar eu consider că într-o sală de spectacol, într-o sală de operă, publicul vine cât de cât informat, chiar dacă vine pentru prima dată. Unii sunt mai pregătiți, alții mai puțin pregătiți, dar eu încerc să mă dăruiesc total și, așa cum îmi place mie să spun, să îmi pun sufletul pe scenă acolo pentru toți spectatorii, pentru tot publicul prezent în sală. Și aplauzele, într-adevăr, care vin la final,
te fac să uiți de tot efortul pe care l-ai depus, de toată emoția, de tot stresul cu care te-ai încărcat pentru acest spectacol. Pentru mine, publicul rămâne regele. Pentru marele rege publicul, punem degetul pe încă o poezie, Anca Sigartău. Cu tot dragul. Cu tot dragul. Mi-a fost foarte greu să mă hotărăsc. Scuză. M-am născut cu îndârjire ieri. Voiam să sar peste atâtea veri. Țarina s-o transform în aur pe fruntea-ți încruntată, să pun laur. Orbit de atâta univers, m-am rătăcit. După cuvinte nerostite m-am pitit. Și când credeam că știu aproape tot, mi-ai arătat că sunt abia un ciot. Iar în istoria existenței mele azi lipsește o pagină. Lipsesc aromele de brazi. Lipsesc trăsuri, domnițe și boieri. Oh, iar am uitat că m-am născut doar ieri. Cu aplauze de aici și cu aplauze de la dumneavoastră, publicul, vă mulțumesc. Și eu mulțumesc. Îmi pare rău că momentele acestea nu pot merge până la capăt, până la capătul întâlnirii noastre de astăzi, dar cu siguranță ne revedem la Dăruiește Românie. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Anca Sigartău, mulțumesc foarte mult. Știu că repetițiile sunt cele la care este important să ajungeți în timp util, astăzi, acum, iar pentru timpul de astăzi vă rămân recunoscătoare. Eu mulțumesc. Anca Sigartău, momente de emoție, de sensibilitate, de bucurie și de căutare. Până la urmă, căutarea este drumul fiecăruia dintre noi și e un drum fără sfârșit. Adrian Naidin, Lucian Petrean, vreau neapărat să găsim formule prin care să-mi povestiți și forma de echipă în care încercați să prelungiți actul artistic. Pentru mine, echipa sunt colegii mei, așa cum se numește castul care este ales pentru a interpreta o anumită operă și întotdeauna m-am considerat un coleg care se dăruiește cu trup și suflet pe scenă alături de colegi. Cu modestia cuvenită, trebuie să recunosc că în ultimul timp mi s-a spus și mi s-a împărtășit de colegi și colege că sunt un coleg pozitiv pe scenă, un coleg care ajută, ceea ce este foarte, foarte important. Între noi, artiști, trebuie să fie o chimie fantastică, așa cum trebuie să fie cu dirijorul care ne coordonează muzical, cu orchestra care ne acompaniază, cu corul, cu regizorul. Suntem cu toții o echipă, suntem cu toții o familie. Astăzi aici, în formula aceasta, Dan Mircea Cipariu, Adrian Naidin, Lucian Petrean, vom găsi o formulă de echipă artistică, absolut inedită și în premieră. Ați mai jucat în formula aceasta? Eu trebuie să vă mărturisesc ceva. Adrian, nu știu dacă își mai amintește, dar acum vreo 100 de ani, la o petrecere privată a unui prieten de-al meu, care s-a prelungit noapte, am făcut un show împreună, dar asta acum vreo 10, mai mult de 10 ani. Deci este o spovedanie deschisă acum. Așa, și a fost foarte, foarte plăcut, am improvizat, sper că și în seara asta să improvizăm ceva. Dar dincolo de improvizație, mi se pare important un lucru de comunicat. Faptul că tot ceea ce respirăm, tot ceea ce creăm, este de fapt și rezultatul a unui anume fel de a fi. Apropo de lectura Ancăi de mai devreme. De ce? Pentru că noi
așa cum o spuneau presocraticii, așa cum credeau și cei de la cenzura Partidului Comunist Român, care credeau că performarea unui cuvânt atrage și realitatea sa, și atunci Harsh trebuia să nu scrie despre întuneric, despre foamete și așa mai departe. Dar, într-adevăr, felul nostru de a fi creează și amprentează o realitate. Și asta mi-a plăcut, că avem aici o rezonanță pe această idee. Constructul ăsta, pentru că e un construct imaginar, România, România, românii și așa mai departe. Constructul ăsta ține de fapt de o multiplicare de lumii posibile. Și dincolo de posibilele naționalisme, dincolo de lucrurile pe care le faci bătându-te cu cărămida în piept de cât de bun român ești, cred că cel mai important este ca tu însuți să fii o ființă bine construită interior și care să fie una altruistă și care să aibă această nevoie, cum spunea Adrian mai devreme, nevoia de celălalt. Lumea lui Adrian Naidin, știu că se construiește aproape integral în jurul identității românești, valorilor noastre, limbii române, din toate întâlnirile noastre, Adrian, cu mărturisirea aceasta am rămas, e cea mai pregnantă și cea mai aproape de identitatea ta. Dragostea pentru România, de la părinți, nu? De la părinții, mai ales, bine, și mama și tatăl meu erau profesori de limba română, ei m-au insuflat acest lucru extraordinar de cald și intim și în același timp dătător de putere, pentru că și de un scop undeva în viață, nu ca singur scop, ca unic scop, dar este foarte important să știi de unde te tragi, să-ți cunoști poporul, slăbiciunile și calitățile lui și să manifestă bucurie și o luptă puternică, o luptă dură uneori pentru aceste valori ale acestui neam, care sunt astăzi atacate în foarte multe feluri, și e păcat, pentru că noi am fost primiți în Europa și cu valorile noastre, care acum suntem acuzați că avem valori învechite. Nu! Noi am intrat și cu aceste valori, și acestea sunt valori, și sunt multe, nu vreau să exemplific acum, dar dragostea pentru țară nici nu trebuie spusă, cred că trebuie făcut ceva, trebuie, eu fac în muzica mea așa ceva. Dragostea asta de țară este, am mai spus eu și vreau să o repet, pentru că e foarte importantă, că mama întreabă ce în România, ești tu așa patriot, ea spune, ce înseamnă pentru tine dragostea de țară? Și eu am zis, bă, tu ai mamă? Am. O iubești? O iubesc. Asta e dragostea de țară. Simplu. Aș adăuga, dragostea e ca și o râie, te mănâncă și în călcâie. Da, să știi că un om care are umor, da, are și amor, și ce e foarte important este că e mai greu să fie un patriotard. Adică aici, știi, Caragiale, da, ne salvează, da, totuși. Sper. Da, da, ne salvează, da, Lucian. Pe de altă parte, iertați-mă, e foarte important să aduc vorba și să nu ne fie frică că vom cădea într-un derizoriu al vorbirii despre patriotism. Nu vom cădea, și trebuie să știi și tinerii treaba asta, pentru că și americanii își iubesc țara, cred că și germanii își iubesc țara, dar și noi am putea să facem acest lucru, și e important asta, e și frumos. Haideți să vă spun eu, da, concret cum îmi iubesc eu România și cum am făcut-o în străinătate. În momentul în care stau o perioadă de timp mai îndelungată într-un oraș și pregătim o producție nouă, în seara premierei ne facem mici cadouri, artiști între noi și tuturor celor implicați. Și am avut două acțiuni, țin minte, la Magdeburg, unde am cumpărat un îngeraș de sticlă și l-am dăruit tuturor colegilor mei. Niciunul nu era, să spunem, nu împărtășea credința ortodoxă, au fost extrem de emoționați,
efectiv aproape s-au închinat când au văzut acest dar din partea mea și toți au avut această remarcă, a, la voi în România, la voi e Dumnezeu, la voi e cu creștinismul, iar acum la Carsule, în seara premierei, am oferit fiecărui artist o sticluță de unt de lemn sfințit, pe care am cumpărat-o de la biserica din Heidelberg, unde am cântat într-o duminică, și toți erau foarte, foarte impresionați de acest gest al meu și am zis prin asta, cum zic, eu cred că am arătat că românii suntem niște oameni valoroși, oameni creștini, oameni, să spunem, prietenoși, oameni care ne dăruim pentru cei din jurul nostru. Dăruim puțin din creația care, iată, s-a așezat în scenariul emisiunii Dăruiește Românie prin fiecare dintre personalitățile artistice. Facem echipă! Asta e formularea corectă. Adrian, te invit pe scenă. Așa, pentru o piesă anume. Dar pot să cânt pe prima și aici, dacă vreți. Dar trebuie neapărat să ajung acolo, să avem niște lumini anume. Bine, mergem acolo, da. Eu spun că scena Dăruiește Românie este unul dintre locurile cele mai frumoase pentru oricare dintre invitații noștri artiști. Doamnelor, domnilor, dragii mei, Adrian Naidin. Până la rai e o cale lungă, puțin oameni știu să ajungă. Până la rai e o cale lungă, puțin oameni știu să ajungă. Foaie verde, foi de tăi, lasă-mi viața dacă vrei. Foaie verde, foi de tăi, viața dacă vrei să mai simți miros de tăi. Până la rai e o cale grea, puțin oameni merg pe ea. Până la rai e o cale grea, puțin oameni merg pe ea. De foi de fag, mi-aș da viața mea cu drag. Foaie verde, foi de fag, mi-aș da viața mea cu drag.
dar dacă vrei să mai simi rozele tăi. Mi se lipe de cutivă alene funige în păr. Se duc pe râul prins întâi, prins întâi. Lumini prelunge funigei, funigei. Stăpâna pomilor din rum, a pomilor uitați în drum. Trec hoinar, 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 hoinar. Și trec hoinar, 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 hoinar. Cu pumnii strânși în buzunar, în buzunar. Cu șișul singur în carâmb, în carâmb. Pe lângă gardul știrb și strâmb, știrb și strâmb. Stăpâna pomilor din drum, a pomilor uitați în drum. Pe lângă același felinar, trec hoinar, hoinar, hoinar. Stăpâna pomilor din drum, a pomilor uitați în drum. Pe lângă același felinar, hoinar, hoinar. Retrec hoinar, 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 hoinar. Tu ești iubirea mea, pe lângă mine într-o zi. Mirosai toată a ploaie, m-am uitat intens la tine până ți-ai întors privirea. Nu te pot lăsa.
crește-ți obrazul în palma mea. Și lasă-te cuprinsă în brațe. Noi nu vom mai fi singuri niciodată, pentru că cine iubește tânjește și cine tânjește nu poate spune decât. Peste noi cum e doar astăzi, să ringă inima din noi. Noi niciodată nu am fost noroi, o spun și mie care ving pe noi. Să ringă peste noi cum e doar astăzi, să ringă inima din noi. Noi niciodată nu am fost noroi, o spun și mie care ning pe noi. O, dulce, prea dulce tu fecioară, care mi l-ai făcut pe Iisus chiar din flori. Ce zici că ningem ei peste seară și pe zăpadă că noi ningem amândoi? O, dulce, prea dulce tu fecioară, care mi l-ai făcut pe Iisus chiar din flori. Ce zici că ningem ei peste seară și pe zăpadă că noi ningem amândoi? Să ningă peste noi cum ei doar astăzi, să ningă inima din noi. Noi niciodată nu am fost noroi, o spun și miei care ning pe noi. Să ringă peste noi cum ei doar astăzi, să ringă inima din noi. Noi niciodată nu am fost noroi, o spun și miei care ning pe noi. O, tu mult prea dulce tu fecioară, care mi l-ai făcut pe Iisus chiar din flori. Ce zici că ningem ei peste seară și pe zăpadă că noi ningem amândoi? O, dulce, prea dulce tu fecioară, care mi l-ai făcut pe Iisus chiar din flori. Ce zici că ningem ei peste seară și pe zăpadă că noi ningem amândoi? Aplauze pentru bucurie, pentru frumos, pentru sensibilitate și mă gândesc că poate fi un moment bun și pentru un contrapunct, Dan Mircea Cipariu. Un contrapunct și vă spun ceva foarte interesant. Printre primele versuri
culese de Timotei Cipariu în 1827, da? Deci acum aproape 3 secole, există și un cântec din satul Pănade pe care aș putea să-l recitesc și să-l rescriu și să improvizez cu Adrian Naidin. Așa că ne îndreptăm cu sufletul plin de miracole alături de Adrian Naidin și vom improviza ceva unic, irepetabil, și ideea este să fim așa într-un spațiu carpato-danubiano-argentiniano-pontic, nu? Într-un rind de pizzicato, nu? Și ne jucăm și asta este și arta, de fapt, improvizație, ca în blues, ca în jazz. Eu obișnui foarte mult cu concertele de la Maratonul de Poezie și Blues și de la proiectele mele de jazz, așa că sunt foarte curios și eu să aflu cum va fi această improvizație. Adrian Naidin și Dan Mircea Cipariu. Sui pe deal ca să-mi văd e cal văzut. Ai, 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 ai. Focul macului în mijlocul satului. Cultură de gang, stiluri facile, arte cu tendințe anticalofile. Cine sunteți voi, tăurașii de foc? E când mama m-a făcut, e când mama m-a făcut, mama poca de citi. Dansul, ritmul, ferie, pură și agresivă isterie. Cine sunt eu, cartierul mă știe, că sunt fantaș și scriu poezie. E când mama m-a făcut, e când mama m-a făcut, mama poca de citi. Mă sui pe deal ca să-mi văd e cal văzui frâul dorului și al Naidinului. Întâlnirea noastră de astăzi este una a momentelor speciale create de artiști pentru artiști. Facem echipă, da? Și într-o formulă artistică. Adrian Naidin, Lucian Petrean. Oh.
coborșau din scânduri uge. Unde moartea nu pătrunde, unde moartea nu pătrunde. Nu-i lumina nicării, nu-i lumina nicării. Cormorită-ți oamenii, numai la mândruța mea, numai la mândruța mea, numai la mândruța Coste, știe că mă duc la ei, numai rămâne druța mea, arde lampa ca cred că am mers mai departe de orice puteam înțelege, de orice puteam experimenta prin sensibilitate, prin emoție. Adrian Naidin, Lucian Petrean, vă mulțumesc foarte mult. Lucian, rămâi pe scenă, da? Și noi vă mulțumim și trebuie să spunem publicului. A fost premieră națională, mondială, fără nicio repetiție, direct, live, la tine în emisiune. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc frumos. E onorant. Iată că artiștii României dăruiesc cu atâta bucurie parte din harul lor primit de acolo, de sus, de undeva, de la Dumnezeu, fără îndoială. Lucian Petrean. De mult ale tale doruri toate, numai eu știu să le ascult. În al umbrei adânc în ape, ochi negri și cu minți. Astăzi chiar de m-aș întoarce, înțelege nu mai pot. Copilărie, cu pădurea ta cu tot, unde ești copilărie, cu pădurea ta cu tot. Thank you.
amico, l'astro d'argento, placido e rondo, prospero in vento, sul mare lucico, l'astro d'argento, placido e rondo, prospero in vento. Mulțumesc pentru toată emoția și pentru toată atmosfera aceasta sensibilă pe care ați construit-o, iată, pentru a o dărui mai departe publicului. O formulă de ținut minte, aș zice aceasta, da? Lucian Petrean, Adrian Naidin, Dan Mircea Cipariu, zic că merită să ne gândim și deja, la alte întâlniri. Deja, da? În timp ce se difuzează la televiziunea română, deja Rai... Rai 1, Rai 2 și alte raiuri ne întreabă cum putem să participăm la niște evenimente, cei trei monștri după figuri sacri. Sunt cel mai monstru. Așa, oricum, ce e foarte important este că tot ceea ce s-a petrecut astăzi aici la emisiunea ta, Carmen, a fost pentru prima dată, improvizația cu Adrian, pe urmă acest dialog moroșonesco transilvaneano și după aceea glumesc. Da, Luciano Pavarotesco. Pavarotiano, așa? Giuliano. Ne-am simțit foarte bine aici, pentru că noi am vorbit la un moment dat aici despre român, despre patrie. M-am gândit să citesc și eu din Metavers un poem, Metavers, o carte multipremiată, Patria. Patria se strecoară în sala pașilor pierduți, cu insomnii și fluturi în stomac. Eliberez pisica și geografia din cutia toracică. Un astru de melancolie strălucește peste patria de var și har. Cerul își curăță ceasul de buzunar și cravata, par și impar. Nimic la fel, doar un program pentru detoxifiere. Totul predestinat, o hartă de iluzii, deziluzii, o călătorie prin tine însuți cu un necunoscut. În vechea popicărie cu dușumea de lemn, intră o bufniță de zăpadă. Ne privim ochi în ochi, ca într-o oglindă carnivoră, care așteaptă mereu o pradă tânără și nevinovată. De Dan Mircea Cipariu.
Bravo. Oinerim prin... Oinerim puțin, uite, eu vă mai spun ceva așa, că mi-ați adus aminte. Ai zis că poți să și de aici că... să interpretezi. Da, dacă se aude puțin și mă lasă colegii dumneavoastră, nu știu dacă se aude bine, dar aș face ceva cântec de scos apa din urechi, că îl țin în mine de câțiva ani. E Nichita Stănescu, poezia lui, și asta am compus eu în gara Ploieștilor, așteptând un tren care întârzia, chiar în gara Ploieștilor, adică în orașul lui Nichita... Cât a stat în el. Firați pomilor să fiți foarte albi și zugrăviți pe fulgul de peană smulță din orii cu fața cursă să cadă peste mine frigul boaba de ciorchine cum decade dus în vin via vie în declin. Căci mai bine ar fi să mor decât să-mi fie dor și mai bine ar fi să pierd decât să-mi fie fier. Vor baja cu trup de aer, litera cu râs de vaier. Numai greutatea-i grea, numai roata se învârtea în ieri și în alaltă ieri, în ieri și în alaltă ieri. Hei, în ieri și în alaltă ieri, ai suflete mai bine pierd, ai suflete mai bine pierd. Și-o dă puțin pe la tiro. M-am dorit și aici o melodie așa recitată și cântată, că mi-era dor de Nichita Stănescu. Dar știți ce făcea? Uite, Nichita Stănescu de dor de Minescu, uite ce a scris. Eu încă m-am uit la stele de pe pământul mișcător, când singuri fii voi printre ele și noi aveam mormânt să mor, mor plânge limba românească în totul de cuvânt al ei. Nu voi muri de niciodată, un fot frumos fără de tăi. Ce frumos zicea Nichita, spunea Nichita despre Minescu. Doi mari, uriași, uriași poeți. Mă întreb în ce măsură mai reușim astăzi să dăm atâta sens cuvintelor și în ce măsură mai cântărim proprietatea cuvintelor pe care le folosim. Când vorbim despre țară, despre noi, despre România, despre bucurie, despre firesc, până la urmă despre lucruri simple. M-a întrebat cineva, persoană importantă, un mare magnat al României. M-am dus să rog să finanțeze un proiect cultural. Și a zis, de ce să dau eu bani pentru poezie? Și am spus, în timp ce dumneavoastră câștigați milioane de euro, există niște nebuni care sunt scriitori, care asigură securitatea identitară a acestei țări. Cum adică a zis securitatea identitară a acestei țări? Stai că e interesant ce îmi spui. Păi zic da, pentru că există niște scriitori care reușesc să facă în fiecare zi cu ei înșiși și cu limba română o gimnastică a gândirii și a limbajului în limba română. Un fel de Tsukahara, triplu axel, dublu șurub al stilisticii, al limbajului. Dacă acești oameni nu ar mai scrie, noi ne-am transformat dintr-o țară, că orice țară, conceptul de țară european este bazat pe ce? Pe limbă, limbă și națiune. Dacă acești oameni nu ar scrie în limba română, stilistic, ne-am transformat dintr-o națiune într-o populație de consumatori. Și i-a plăcut acestui domn. Și mi-a zis câți bani ai nevoie. Am zis o sumă. Deci îți dau de 3 ori mai mult. Deci mi-a plăcut asta cu securitatea. Zice, uite, n-am știut că poeții pot să asigure securitatea identitară a națiunii române. Despre asta e vorba. Adică fiecare generație de creatori își găsește sursele și resursele de a, cum ar spune arghezii, de a potrivi, de a repotrivi, de a... configura, de a figura, de a pune altfel
cuvintele, dar cuvintele astea nu le pui doar ca, doar ca un exercițiu, dacă vrei așa, de magie în care extragi cuvinte cum făceau dadaiștii. Totul de fapt este, mă reîntorc, cum ar spune un personaj din Caragiale, mă reîntorc și zic la ce spuneam mai devreme, totul de fapt ține de ce? De această dicțiune, de această vorbire interioară. Poezia este cea mai înaltă formă de a vorbi interior în limba română sau în limba oricărei țări, ca să fiu mai precis. Nu există altă formulă mai condensată, pentru că imaginea poetică și poezia sunt un accident metafizic al gândirii și al limbajului. Noi, fără, știți că există cercetări recente ale neuroștiințelor care afirmă foarte clar că noi facem diferența în creierul nostru între poezie și proză și în creierul nostru există un câmp care ne face să fim poetici, care este aproape același asociat acest câmp cu particula lui Dumnezeu care este tot în creierul nostru. Aș merge puțin mai departe de orice explicație științifică și de orice explicație filologică sau de orice explicație care are la temelie un argument științific, filologic. Aș merge spre lucrurile pe care le trăim în fiecare zi și să privești cerul recunoscător pentru frumusețea și lumina cu care ne acoperă în fiecare zi. E o formă de poezie a sufletului și poate fi exprimat simplu, de fiecare dintre noi, indiferent de volumele de poezii citite, indiferent de bibliotecile pe care le-am parcurs. E forțat sau e doar o înțelegere care ne face să ne simțim oameni? Eu zic că nu este forțat și poate ar trebui chiar să fie ca un fel de piatră de temelie. Și acum, ca un absolvent de teologie, m-aș raporta la aceste virtuți: credință, nădejde, dragoste, și care să fie, să spunem așa, ca un punct de pornire, care să fie ca o fundație pe care să clădim spre viitor tot ceea ce înseamnă frumos, tot ceea ce înseamnă artă, operă, cuvânt, muzică. Pentru că mă gândesc că toate acestea sunt la îndemâna oricui. Frumosul, bucuria, lucrurile firești sunt la îndemâna oricui. Noi ne întâlnim aici pentru a dărui momente la care oricine dintre dumneavoastră. Suntem aici pentru a dărui momente pe care le poate accesa orice român, orice iubitor de frumos, orice suflet, pentru că fiecare suflet are nevoie de frumos. Chiar și în momentele cele mai complicate, poarta care se deschide, da, pentru a vedea mai departe lumina, e una provocată de o experiență frumoasă, sensibilă, în care joacă un rol iubirea, nădejdea, credința. Ideea este ce sens dai oricărui dar sau oricărui mijloc. Pentru că atunci când vrei să cumperi ceva sau să vinzi ceva, trebuie să ai un sens al existenței tale. Dacă toate obiectele astea, toate serviciile astea care sunt lângă tine, le lași să te acapareze și să-ți dicteze un anume tip de viață, atunci nu e vina lor, e vina ta, pentru că tu nu ai dat un sens tuturor mijloacelor pe care le folosești. De ce? Și poezia și arta sunt un mijloc de a fi, de existență, în care dai un sens felului tău de a recepta lumea și de a te rezona cu cineva, cu altcineva și așa mai departe. Dar povestea este ce faci și cu darul ăsta. M-a sunat, la un moment dat am făcut un proiect cu Trenul Regal în toată țara românească și am dăruit niște biblioteci cu cărțile a 45 de scritori români contemporani în mai multe gări din România. Și când am plecat din gara din București, la vreo aproape de Ploiești, m-au sunat niște jurnaliști să-mi spună: domne, cărțile pe care le-ai dăruit tu din bibliotecă au fost furate din gara de nord. Și
Eu le-am spus, zic, asta este, zic, fiecare când primești un dar, nu spui ce, nu, când dai darul cuiva, nu te gândești că cel care îl va primi, îl va călca în picioare, îl va fura, va nu știu ce. Așa este și, dar fel splendid, și cu televiziunea. Dar e splendid să fure cărți. Bun, în sfârșit. Bun, dar eu, ar fi extraordinar ca toți hoții să fure cărți, nu altceva, da. Și tablouri, ar fi extraordinar. Așa, dar înseamnă că ar fi cultivat și... Da, e minunat, Adriana, totuși că au furat cărțile. Au furat cărți, bun. Dar noi am zis... Să-ți fure și pe atâta odată și atunci o să mergem împreună să-l căutăm pe ăla și împreună cu ăla ideea este facem că... un spectacol dacă îl prindem, știi? Că trebuie să dăm, asta spun, da. Să dăm un sens, un sens vieților da. Noastre. Pentru că e ușor să spui, domne, inteligența artificială sau telecomanda sau toate astea ne ucid, ne omoară și așa mai departe. Păi dacă tu lași aceste mijloace să te acapareze, atunci e vina exclusivă a ta. Nu e vina... ca să citesc dintr-un text clasic, nu e vina ta, poate nici a mea, dar cu soarta în viață, A, nu te poți juca, B, nu te poți certa, C, nu te poți filma. Varianta corectă, Ana, A, nu te poți juca. Te poți juca. E o parafrază, de ce? Pentru că ce se întâmplă? Mă amuză foarte tare, vreau să lucrez la un proiect, pentru că foarte mulți din lumea asta de post-manele, cum numesc eu, au furat foarte mult din autenticitatea unor cântece tradiționale românești. Și acum am zis că trebuie făcut și invers, adică trebuie rescrisă, dar într-o manieră ironică, toate aceste hituri. De ce? Ca să poți să duci și să dai un alt sens așa. De exemplu, eu mă gândesc să scot un nou hit, Adrian, care se va chema Aș da pagini web de la mine să mai fie o zi cu tine și spun să-ți cu durere, mai dau o carte bine și spun cu durere în suflet că tu ai fost pe internet. Pe internet, da. Nu pe interes. Exact. Bine, asta zic că depinde ce facem. Asta a fost o mică lecție de stilistică aici pe care am încercat să o fac. De ce? Important ce sens dăm, pentru că știți foarte bine, notele muzicale sunt aceleași. Depinde felul în care tu le investești cu o anumită odată energie, cu o anumită tonalitate, odată cu o anumită timbrare și așa mai departe. Trăire, cu anumită trăire, da. Deși ele sunt aceleași. Ce sens dăm întâlnirii noastre de astăzi? Știți ce sens dăm? Uh-huh. Atât vreau să vă mai... ați auzit dumneavoastră, dragi telespectatori? Boierii dumneavoastră. Boierii dumneavoastră, ați auzit ce cuvinte avea această doamnă a noastră, a TVR-ului, Carmen Târnoveanu, acum câteva minute, l-am auzit și m-am bucurat enorm. Vorbea despre credință, despre cultură, despre dragoste, despre iubire și despre lumină. Iată un om care vorbește despre dragoste, iubire și lumină. Mi se pare extraordinar, cred că așa ar trebui. Inspirată de energia creatoare a artiștilor, iată, care sunt aici acum și cărora le mulțumesc. Ce sens dăm mai departe întâlnirii noastre de astăzi pentru a pune o temelie pentru ce ne așteaptă în continuare, domnilor? Speranță. Speranță? Speranță și, aș mai spune, și rezultate. Eu aș merge și m-aș raporta la un titlu de carte al părintelui Nicolae Steinhardt, care spune Dăruind vei dobândi. Bine, acolo se merge mai mult pe latura, să spunem așa, filantropică, dar eu sunt convins că dacă noi vom dărui poezie, muzică, iubire, lumină, toate acestea vor fi extrem de bine primite de public, de cei din jur și cred că asta este rețeta. Te completezi și adaug, dăruind vei dobândi, știți, Steinhardt a făcut din închisoare biserică. E și mai mult de atât. Și e clar că e mai mult, dar n-ați vrut să atinge subiectul ăsta, dar ating eu. Dăruind vei dobândi este o latură filantropică a sufletului. Da. Nu neapărat o latură filantropică materială. Acolo dăruiești și dobândești fără să ceri. Despre asta cred că exact. Vorbeai. Da. Exact. Și ce spunea o profesoară de la Academia de Muzică din Cluj, foarte simplu, ce este cântatul? Cântatul trebuie să fie bine susținut, trebuie trecut prin filtrul inimii și bine, să spunem, poziționat. Deci trebuie, cred că toate gesturile noastre, acțiunile noastre, dacă sunt trecute prin filtrul inimii,
Eu zic că atunci efectul este maxim. Vă mai zic o glumă mică, chiar de la Cluj aveam un profesor, făcea o glumă extraordinară cu tinerii, studenți, veneau cu părinții lor în primul an, să vadă părinții cum lucrează cu copii. Și el, ca să impresioneze așa, dar mai mult în glumă, să vadă cum reacționează părinții, îi spunea așa pe voce impostată. Așa, de, așa, bă, muzica nu trebuie să sune, bă, trebuie să ră. Sunim. Da. Era, cred că era vorba despre marele bariton în care am decedat, Dumnezeu să-l ierte, exact. Gheorghe Mogoșanu. Gheorghe Mogoșanu. Bă, dar îmi plăcea enorm, da. Cum zicea așa. Sună, trebuie să ră, sună. Așa trebuie să fie și muzica, să ne gândile într-un mod plăcuturelic, cum zicea Caragiale, dar mult mai mult de atât decât să ne gândile într-un mod plăcuturelic, este să lase în om ceva, nu neapărat să schimbe, nu dacă schimbă artă, poate schimba în profunzime un om, dar poate să-l atingă, poate să aducă, să-l facă să țină minte, cum am ținut minte, de exemplu, spectacolul Vis al lui Dan Puric. L-am ținut minte toată viața, am ieșit de acolo după spectacol și nu aveam cuvinte. Câteva zile, pe mine m-a marcat toată viața și cred că muzica poate marca, poezia poate marca la fel de, ca muzica, poate marca un om. Și asta este cel mai important lucru. Atât. Nu știu dacă schimbă, dar te poate atinge. Vă mulțumesc, Adrian Naidin, Lucian Petrean, Dan Mircea Cipariu, vă mulțumesc frumos pentru tot ce ați așezat la oaltă astăzi aici, pentru a merge mai departe spre cei care ne urmăresc și spre cei care vă aplaudă ori de câte ori vă regăsesc pe scenă sau în exprimarea artistică pe care o oferiți publicului. Și cum terminăm? Dragoste și lumină. Iar acum rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Și mai mare decât acestea este dragostea. Și eu nu mai spun nimic. Vă invit să găsiți o formulă de încheiere în varianta de echipă, da, în care v-ați regăsit, de echipă artistică, pe tot parcursul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc, vă prețuiesc, vă admir, vă iubesc. Doamnelor, domnilor, și săptămâna viitoare îndrăznesc să cred că vom merita timpul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Au încheiat acum această emisiune un bariton și un poet și cu Carmen Târnoveanu. Încet, 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 vom ieși din scenă. Ira, ira. Pa, vă pupăm. La vă iubim. Vă iubim. Vă iubesc și mai mereu vă fericesc.